Bună ziua, bine v-am găsit! Astăzi suntem tot pe data de 8 august 2022 și am zis să vă arăt aici o colonie, un roișor cu matcă tânără de anul acesta, care am făcut eu niște regine care voi schimba alte regine. Și mi se pare mie așa că ăsta mănâncă de rupe. Bea și siropul tot, consumă tot siropul, turta e aproape terminată și am zis să ne uităm un pic în el, încă doar pe 5 rame, o să pun un pic de pauză, așa, am revenit. Și am zis să arunc un pic o privire în el, așa, dacă el așa mănâncă torta și siropul și tot, mă, care-i treaba, cum stă cu puietul, că nu, să zicem că totul e în regulă. Ne uităm un pic așa în el, repede. Așa. Acum o să-i dau o turtă din asta, din comerț. Dăm o turtă din comerț, le-am luat, m-au tot amânat și până la urmă mi le-au trimis. Și acum le voi folosi și pe acestea să termin cu ele, după care voi folosi rețeta lui Nea Ilie. Voi face eu turtă. Aici avem o ramă cu miere. Cu miere. Așa. Ce faceți mă aici? Aici pe ramele astea mai e ceva albinuță. Aici turta este imediat consumată. Aici avem tratamentul cu oxalic. Eu sunt curios, bă, ce au făcut ele. Mai ales că la nuclei ăștia mai micuți, roișorii ăștia, nu prea am aruncat eu privire mai de mult, așa. Dar să vedem. Aici a fost pusă o ramă mai goală. Da, e o ramă mai goală, nici nu știe ce. Să vedem care-i treaba. Ce-ți consum. Cum e cu puietul. Aici avem păstură. Ceea ce am observat e că în această perioadă e o păstură albă. Deci nu prea avem, cum să zic eu, mai multe tipuri de polen. Și asta e o problemă, să știți. Când vedeți doar o culoare în celule, e o problemă. Deci trebuie un pic de altă proteină. Și aici avem puier. Ia să vedeți. Deci, când toți apicultorii se plâng că au puiet în pușcar și ce am văzut eu, dezastru pe acolo, ce se vede în ce prezintă ei, uitați aici, ce puiet frumos, puiet sănătos, da? Foarte, foarte fain. Dăm turtă și siropurile cu uleiuri esențiale. Nu trebuie să lipsească, adică în cazul meu, nu vor lipsi până mult și bine. Până le ia ea, până albina va consuma acest ulei esențial, o să îl dăm. Să vedem. Foarte, foarte fain. A adus acea păstură albă, iar aici avem ouă. Aici păstură, da, această păstură albă nu prea, cred că este și săracă și, mă rog, nu-i cine știe ce.
Să trecem mai departe. S-a umplut toată România cu puiet, vă rog, să dați seama. Ce avem noi aici? Larvar, foarte fain, toată rama aceasta e plină cu larvar. Bun. Larvar și aici începe să căpăcească. Foarte fain. Bun, deci este un roișor destul de frumușel. Nu știu dacă va ierna el așa sau va fi unit. În toamna aceasta oi unifica mai mulți. Albina este suficientă. E limite normale pentru un roi mic. Eu așa sunt obișnuit cu ei mai micuți. Bun. Are miere la cât dorește. Avem aici rama când o să formez cuibul pentru iernat. Aici e rama cu miere căpăcită. Aceasta e pentru această mică colonie. Dar între timp trebuie să venim așa cu proteina. Proteină și sirop. Am decis să dau această proteină datorită acelui polen de o singură nuanță, alb. Bun, îi dăm aici. În 3 zile sigur o să o consume. Punem oxalicul la locul lui și asta este. Aici venim cu sirop. Punem la loc acesta. Ceea ce nu înțeleg eu, un lucru, toată lumea spune că zahărul stimulează, da? Zahărul stimulează, mă, eu nu înțeleg cum stimulează acest zahăr, că studiile făcute arată cu totul altceva, adică din zahăr, turtă proteică făcută din zahăr, fără miere, cu ceva, știu eu ce substanță, obții undeva la 2000 de larve din hrana respectivă, adică din turtă cu zahăr. În schimb ce mierea cu polen, adică amesteci miere și cu polen, a dus la peste 4000 de larve crescute. Deci ăsta e studiul făcut, nu e ce mă joc eu aici cu ei sau așa. Aici avem un alt mic roișor care se va alătura unei colonii mai mari, unde nu-mi place matca. Punem așa aici turtă proteică. Așa, să măsurăm un pic. Bun. Turta făcută de la Nea Ilie e consumată ca timp. De două ori. Deci de două ori ține mai mult, dar e făcută pe bază de zahăr. Turtile astea care le bag eu acum sunt făcute pe bază de sirop invertit. Cu proteină de 10%. În schimb, turta care o faci tu, poți ridica proteina, dar am văzut că turtele cu mai multă, cum să zic eu, turtele cu mai multă proteină au un grad mai, sunt mai scumpe un pic mai scumpe.
Bun, să le dau și siropul. Să le dăm și siropul la albinuțe. Cel cu mentă îl dăm de data aceasta, îl dăm cu mentă. Pentru așa zisul păduche de gât, să fie și ăla, dacă o fi. Varoa vom vedea în octombrie. Acum fiecare are alt tipul de tratamente. Iată așa, aici la civizma. Pe mine nu mă interesează așa mult cantitatea foarte mare de puiet acum, decât să fie constant. Adică sunt ouă mari, ca măcar acum suntem pe ouă, mă, dacă mai ouă 3 săptămâni, eclozează așa, așa, se face pe 4 rame. Ăsta micuț pe 4, 3. Și dacă îl unim cu 1 pe 5, gata. Acolo e un cuib de 8. Suficient. Bun. Iată, am dat așa uleiurile esențiale. A primit turtă. Arată bine. Bine. Acești puișori mici, care le zicem puișori, sunt micuți. Avem viespi peste tot, nu pun capcane, să știți că nu pun capcane pentru viespi. Ele vin așa la... Sunt atrase și ele de uleiuri esențiale, dar n-au ce căuta în stup. Albina reușește foarte bine să nu le lase să intre. Albina trebuie să știe să păzească într-un fel. Bun, deci avem, să zicem, 2 rame de puiet. E perfect pentru un roișor micuț, e foarte bine. Bun, până data viitoare, numai bine!